Să aveți bucurie, sufletelor dragi. Mulțumim lui Dumnezeu că ne reîntâlnim în această zi, într-o zi în care orice lucru bun îl realizăm sau îl facem pentru suflet, el devine o binecuvântare. Prin prezența mea în casele dumneavoastră, prin faptul că vă aduc un mesaj al binelui și vă învăț anumite lucruri noi, care vă pot fi de un real folos, cred că aduc bucurie și nu numai bucuria, dar înțelepciunea spirituală este foarte importantă în această lume în care totul, tot ceea ce ne înconjoară din păcate, se transformă într-un întuneric al nemulțumirilor, al frustrărilor, al supărărilor, pe care începem să le simțim și să le trăim zilnic și ne gândim poate prea puțin de ce ni se întâmplă nouă anumite lucruri care nu sunt normale sau nu sunt potrivite a se întâmpla, mai ales în secolul în care suntem și mai ales în lumea în care mulți dintre noi trăim și pe care o percepem cu totul și cu totul diferit decât realitatea în care noi trăim. După cum citiți pe micul ecran, titlul emisiunii de astăzi este unul, cred că, foarte important pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriți la această oră, pentru că el conține o realitate pe care mulți nu o cunoaștem sau o negăm sau nu dorim să o acceptăm, că este posibilă. Este posibilă de altfel să trăiască cu noi această realitate despre care vă vorbeam și ea se regăsește în suferința, în necazurile, în blocajele pe care le avem la nivel mental, la nivel fizic și de ce nu emoțional, pentru că aceste blocaje de fapt au o cauză, iar cauza un efect. Deci cum știm dacă avem farmece sau blesteme? Este o întrebare pe care cred că fiecare dintre noi la un anumit moment ne-o punem și ne întrebăm, oare ce s-a întâmplat cu familia mea, ce s-a întâmplat cu mine, ce s-a întâmplat cu toți cei din jur sau cu locuința în care îmi petrec timpul, pentru că totul de o anumită perioadă sau de o anumită vreme îmi merge anapoda. Să știți că despre blesteme și despre farmece și biserica vorbește și mai ales biserica prin rugăciunile și dezlegările care sunt rânduite și sunt găsite în molitfelnic. Molitfelnicul, care de altfel este cartea preotului pentru a veni și a vă dezlega anumite păcate, anumite greșeli din trecutul vieții, din tinerețe sau din prezent, în această carte există de altfel rugăciuni care dezleagă blestemele și farmecele care au fost făcute pe nume, pe neam, pe minte, pe suflet și așa mai departe. Cu siguranță că mulți dintre cei care la această oră poate mă urmăriți accidental sau ați schimbat canalul și ați descoperit, iată, această emisiune de suflet, veți spune, nu e posibil ca în secolul în care trăim să vorbim de vrăji, să vorbim de altfel de moșmoande sau de blesteme, pentru că despre acestea se vorbeau și se vorbea de altfel și încă se mai vorbește din în urmă cu sute de ani, de evul mediu, noi totuși considerăm că am evoluat. Și aici, cei care nu cred în ceea ce eu, iată, vă relatez, vor avea o mare surpriză. De ce? Pentru că acestea, din păcate sau din nefericire, există și distrug multe vieți, distrug liniștea în casele multor oameni și acestea, de fapt, sunt instrumentele secrete pe care diavolul le folosește
intrând în mintea noastră, intrând în sufletul nostru, și mă refer la oamenii care nu sunt pregătiți spiritual să le facă față, și ajung la un moment dat să le distrugă viața, căsnicia, și apoi să-i aducă la faza de deznădejde, în care omul, după ce a pierdut tot, ajunge la acea gândire pe care nici nu vreau să o pomenesc, dar bănuiesc că o înțelegeți prin ceea ce am dorit să vă spun. Auzim că zilnic sunt oameni care au renunțat la viață pentru că n-au mai suportat tristețea din sufletul lor, sau n-au mai suportat faptul că și-au pierdut tot ceea ce însemna parte materială, case, mașini, bani, și ce este mai grav, și-au pierdut iubirea. Vorbind despre blesteme, blestemul, să știți că o să-l abordăm astăzi din două perspective. Din una teologică și dintr-una care, să zic, este tradusă de psihologi sau psihoterapeuți ca fiind de altfel o karmă. Sigur că acest cuvânt, din păcate, biserica noastră nu-l acceptă, dar eu trebuie să-l pomenesc pentru că știința vorbește despre karma neamului, despre blestemele sau de păcatele strămoșilor pe care noi le moștenim și pe care, dacă nu le dezlegăm la timp, riscăm să le transmitem mai departe, aceste blesteme, și tot ce se va naște din bărbatul sau femeia care este blestemată va moșteni aceeași viață, să zic, plină de durere, de încercare și de suferință. Vă voi da ca exemplu o familie care din tată în fiu au murit în accidente rutiere și niciunul dintre cei care făceau parte din acest neam, să zic, și acest lucru s-a întâmplat chiar într-o localitate dâmbovițeană, până la 7-lea neam, n-au reușit să treacă niciunul dintre ei mai mult de vârsta de 40 de ani. Cei care n-au murit în accidente au murit de boli incurabile. Și n-aș vrea să folosesc numele acelui cuvânt de care cu toții ne temem, dar toți aceștia, într-un fel sau altul, au murit, iar locul și casa unde au locuit a devenit pur și simplu blestemată. Oricine s-a mutat în chirie, oricine a stat acolo mai mult de o lună și jumătate, subit s-a îmbolnăvit, fie de ficat, fie de cap, fie de picioare, și fără să își poată explica, am întâlnit chiar oameni care stăteau acolo în chirie de o lună și au venit pur și simplu disperați să mă întrebe ce să facă, pentru că au început să slăbească pur și simplu pe picioare, să se usuce, deși mâncau, deși trăiau o viață normală, să se certe în continuu și să-și piardă sporul banilor. Adică tot ceea ce obțineau, ce nu-și mai făceau și ei acolo, ca știți cum e la țară, omul își mai vinde un animal, mai poate un produs agricol, toți banii pe care îi obțineau se risipeau și acei bani, din păcate, nu le ajungeau să-și cumpere medicamente. În disperarea lor, acea familie, poate ne urmăresc, nu știu, nu o să dau numele, au venit să mă întrebe ce pot face, pentru că aud noaptea voci, aud noaptea pognituri în mobilă și au vise foarte urâte. Povestindu-mi puțin trecutul, la tot ceea ce s-a întâmplat la cei care au fost și au făcut parte din familia proprietară, de altfel, a acelei case, le-am recomandat de urgență să se mute de acolo. De ce? Pentru că în acel loc, în urmă cu 3 luni de zile, s-a întâmplat, să zic așa, un eveniment foarte straniu. O fetiță de 15 ani se plimba seara în zona aceea și la un moment dat a apărut o femeie bătrână îmbrăcată în mireasă, care
pur și simplu aposedatul. Eu am înregistrările, am inclusiv momentul de exorcizare pe care l-am făcut filmat, însă nu ne permite CNA-ul să-l difuzăm și sigur că n-aș dori nici să pun într-o ipostază neplăcută familia. Vorbim de o comună din județul Dâmbovița, unde, credeți-mă, am cunoscut, iată, această fetiță de 15 ani, devenită peste noapte subiect de discuții în întreaga comunitate, pentru că ea devenind posedată, a început să se transforme chipul, privirea ei și de asemenea, știți cum e la țară, vecinii panicați, mai mult sau mai puțin curioși, veneau și se adunau ca la circ să vadă modul în care aceasta se zbătea, urla și țipa, mai ales când un preot sau mai mulți preoți făceau rugăciuni de dezlegare a duhului cel rău care o poseda. Țin să vă spun că, repet, există această filmare, o perioadă scurtă am avut-o publicată pe Facebook, dar am fost sigur rugat să o șterg, pentru că era atât de dură imaginea și modul în care s-a derulat toată această poveste, încât pur și simplu adică transmitea fiori, adică sigur marca multă lume care ar fi privit realitatea ceea ce se întâmplă. Deci, acest lucru de fapt se traduce în posedare. Să știți că peste 10%, și vă dau o cifră reală, din cei care, din păcate, stau departe de Dumnezeu, adică nu se spovedesc, nu se împărtășesc, nu respectă anumite rânduieli pe care le-au lăsat sfinții și poate de-a lungul timpului s-au transmis din generație în generație, au anumite stări de posedare sau trec prin acea bipolaritate, ca să fiu mai explicit, trec de la o stare la alta când sunt cei mai perfecți oameni deosebiți și când devin fiare, încep să înjure, să urle și nu te mai poți înțelege cu ei. Cum se traduce această stare a lor? Medicina vine și le-a dat așa o denumire, le spune bipolari. Biserica vine și spune că aceștia sunt posedați sau, dacă nu sunt posedați, sunt atacați, dacă e să folosim un termen mai modern, de entități ale întunericului care au pus stăpânire pe mintea lor. Acum, cu siguranță că mulți care mă ascultați la această oră veți spune: da, părinte, recunosc ceea ce spuneți, pentru că același comportament îl are soțul sau invers soția sau copilul sau alte persoane drage nouă. Pur și simplu transformarea acelui om în momentele în care se înfuriază, se înfurie, mă iertați, în momentul în care încearcă să vorbească urât, în momentul în care țipă, îmi spun oamenii, părinte, se transformă, chipul lui nu mai este unul normal, devine diabolic, adică văd în ochii lui, nu mai văd lumina bucuriei, iubirii, a toleranței pe care trebuie să o avem, ci văd un chip al urii și al dorinței de a face rău. De aceea, să știți că încrederea, iubirea se pot construi în ani, dar se pot pierde într-o clipă, nu vorbim într-un minut. Sunt oameni care s-au iubit ani de zile și acum se urăsc de moarte. Și ne punem firească întrebare: ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu mintea, cu sufletul acelor persoane care astăzi se urăsc, nu se mai suportă și acum 2 ani, 5 ani și-au jurat credință în fața Sfântului Altar
s-au bucurat și își declarau iubire, iar acum poate sunt dușmani sau se privesc ca doi străini. Ce se întâmplă, iubiții mei? Există explicații și aici lucrurile pot fi împărțite în mai multe etape. Fie, și mă refer la cazurile în care soții își părăsesc soțiile, sau invers, soțiile care poate își părăsesc soții, iubiții, iubitele și așa mai departe, sunt tot felul de evenimente triste care sunt născute din povești frumoase de dragoste și terminate urât, pentru că în acea familie sau cuplu a dispărut respectul, a dispărut de altfel iubirea, iar cele două persoane au ajuns ca în loc de respect, bună ziua, să-și arunce săgeți otrăvitoare care nu numai că rănesc, dar chiar marchează mintea, sufletul și îi duc sau îi conduc pe mulți oameni. Am întâlnit multe doamne triste la prag, în pragul depresiei, le-am întâlnit suferind și încercând să-și dea o explicație cum omul căruia i-au oferit iubire, i-au oferit dragoste, peste noapte s-a transformat într-un monstru, s-a transformat într-un insensibil și au ajuns să nu îi mai intereseze familia, copiii și de ce nu să intereseze de altfel suferința care au lăsat-o în urmă, pentru că un copil suferă atunci când tata pleacă sau invers, când mama pleacă. El nu poate înțelege de fapt ceea ce se întâmplă și de asemenea acesta devine un personaj străin pentru propriul lui cămin pe care el singur și l-a construit sau ea și l-a construit, lăsând în urmă multă tristețe și multe semne de întrebare. Ce se întâmplă cu acel suflet sau cu acea persoană? Acea persoană fie este vrăjită și există multe metode în care vrăjitoarele sau fermecătoarele sau cum vreți să le numim, v-am spus, cărțile noastre bisericești definesc aceste denumiri, da? Ori de a fost la fermecătoare, descântătoare sau altele asemenea lor. Aceste personaje despre care eu vă vorbesc, practicante ale magiei negre, pot influența persoana din fața lor, bineînțeles, dacă au vreun interes, le pot influența în sensul de a nu mai gândi rațional sau de a nu mai gândi cu inima, cu iubirea, ci de a gândi așa cum vrea Duhul cel rău. Și Duhul cel rău vrea de fapt dezbinare. De aceea, oamenii care astăzi se luptă, se judecă în procese, oamenii care se urăsc, care se blesteamă, care astăzi vorbesc atât de urât unii despre alții, nu mai sunt conduși de afecțiune, de suflet, de zona, să zic așa, sensibilă, pe care cu toții o avem, pentru că toți avem suflet. Sunt conduși de orgolii și sunt conduși de Duhul cel rău. Acești oameni ajung în această stare pentru că, fiind slabi în credință, nefiind practicanți, poate neavând o experiență care are legătură cu tot ceea ce vă spun și v-am explicat, devin victimele propriilor decizii, pentru că prin decizia lor sau decizia persoanei care și-l dorește cu orice preț pe domnul sau invers, pe doamna respectivă, apelând la aceste moșmande și farmece, reușesc de multe ori să îl determine pe acesta să accepte o altă lume total diferită decât lumea în care a trăit și să-l aducă la
suferință nu numai pe el, ci și pe cei care au rămas în urmă, pentru că orice vrajă care este făcută nu poate fi sau nu poate dura mai mult de 3 sau 7 ani. Ce m-a surprins și pur și simplu m-a șocat, faptul că la o înmormântare într-un sat, într-o comună, înainte de a se pune capacul pe sicriu, am observat o femeie că a aruncat în coșciug ceva. Și pentru mine, ca slujitor, acest lucru sigur că m-a iritat și am înțeles imediat că acel ceva aruncat la mort poate fi o legătură care îi se face unui om și care chiar îl poate ucide sau distruge. Și am rugat groparii să nu pună capacul pe sicriu până când nu vom vedea ce era în acel săculeț sau în acea năframă legat bine și strâns și pus la picioarele celui decedat. Spre surprinderea mea, am văzut niște obiecte și lucruri care, sigur, mi-e greu să le definez și să vi le exprim la televizor, însă era un mesaj scris acolo ca un anumit Gheorghe să nu aibă parte de fericire și de sănătate, Gheorghe al lui Veta de nu știu unde, și să moară în chinuri grele. Imaginați-vă că atunci când citești și vezi păr, fire de păr, cuie ruginite, o păpușă din paie înțepată în inimă și așa mai departe, te îngrozești și bineînțeles că mi-am dat seama că acolo avem de-a face cu o moșmoandă și am rugat pe oameni să ia acel obiect, acea năframă și să o ardă de urgență. Întrebând în stânga și în dreapta, am descoperit cine era acel Gheorghe și spre surprinderea mea îl cunoșteam și îmi spunea acest om că de o anumită perioadă se simte foarte rău. Avea probleme cardiace, deși el n-a suferit niciodată de inimă. Avea insomnii noaptea, deși până acum 2 săptămâni era un om întreg, integru, și mai mult decât atât a început să-și urască soția. Adică țipa, urla și vorbea atât de urât încât la un moment dat soția, sătulă de atâta scandal și ceartă, i-a spus: omule, fă ce vrei, dar pe mine lasă-mă în pace că nu vreau să o iau raznă. Atunci am înțeles, și mai ales ca preot sacroterapeut, specialist, să zic, în medicina sacră, în medicina sufletului. Da, aici aveți cărțile pe care eu le-am scris și în citindu-le, dacă le veți comanda, veți putea înțelege ce înseamnă sacroterapia și ce vreau de fapt să vă explic, pentru că există rugăciunile care dezleagă sau vă învață ce anume ar trebui să rostiți sau ce rugăciuni pentru a vă schimba puțin, să zic, a vă face zilele mai frumoase. Am înțeles și am cercetat un pic în cărțile vechi pe care, sigur, noi teologii le avem și am văzut că astfel de vrăji sunt cele mai periculoase. Să știți, vraja cu mortul este cea mai periculoasă pentru că ea nu poate să mai fie dezlegată decât prin rugăciuni foarte multe și cu participarea mai multor preoți la dezlegări de noapte, la dezlegări în timpul zilei. De aceea, acel moment pentru mine a fost, să zic, șocant și m-a determinat ca prin echipa pe care o conduc să selectăm anumite rugăciuni și acatiste și mai ales să pun în această carte, care o găsiți în pachetul Darul Bucuriei, spune dezlegarea celor 7 noduri ale vieții, să pun o dezlegare,
specială, o dezlegare pe care am primit-o de la marele duhovnic al Transilvaniei, Părintele Ioan Iovan de la Recea, este din 1900 rugăciunea, unde acolo se rostesc anumite formule de dezlegare a blestemelor. Aici o aveți, pe coperta ei este și Sfântul Pangratie, alungătorul de demoni și aducătorul de pace și de vindecarea sufletelor celor bolnave. Doream să vă spun că în această carte sunt dezlegările despre care vă vorbeam și pe care mirenii le pot citi. De ce? Pentru că sunt sigur că mulți dintre noastre aveți anumite tulburări, aveți anumite stări de mâhnire, de supărare și nu știți de unde vin. Aveți probabil în familie copii, aveți probabil soți, aveți soții care astăzi, deși până mai ieri erau normali, să zic așa, în relația lor de suflet cu dumneavoastră, s-au transformat și nu-i mai recunoașteți. Și aș vrea doar să știți că nimic în viața noastră nu este întâmplător, iar ceea ce vă spun, vă rog să mă credeți că sunt lucruri reale și nu sunt povești inventate, povești pe care cineva vine să vi le spună la televizor doar din dorința de a vă atrage atenția sau de a vă determina probabil să vă gândiți mai mult la problemele care vă preocupă și să vă gândiți dacă nu cumva și dumneavoastră sunteți beneficiari în ghilimele a unui blestem, a unei vrăji sau a altor lucruri necurate, pentru că așa cum nu vedem wireless-ul la un telefon, deci cu acest telefon eu pot vorbi în întreaga lume, așa și aceste duhuri necurate nu pot fi văzute, dar putem fi beneficiarii lor, pentru că vă spun din experiența ca preot, ca duhovnic, că am întâlnit oameni perfect sănătoși, dar foarte bolnavi. Sună cinic ceea ce vă spun, adică cum să fie perfect sănătos și el să fie bolnav. Simplu, el era bolnav sufletește, avea noaptea vise urâte, nu se putea odihni, avea impresia tot timpul că este urmărit. La un moment dat, medicii au încercat să îi caute sau să îi găsească probabil o boală și n-au identificat-o. Este sigur cel mai simplu să dai pastile psihotrope și să-l pui pe om în starea de veghe să adoarmă, să devină un zombie. Ori nu asta este rezultatul. De aceea, cu ajutorul bunului Dumnezeu, vă invit pe data de 21 la hramul bisericuței pe care eu am ctitorit-o, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, și la dezlegările pe care le voi face pentru blesteme și farmece și în mod special la dezlegările care sunt făcute pentru oamenii care astăzi suferă și plâng, nu-și găsesc leacul, nu-și găsesc starea și care au multe pagube, la cei care nu se pot căsători și la cei care poate își doresc prunci și nu pot să-i aibă și așa mai departe. Vreau dar să vă spun și m-aș adresa acum dumneavoastră, doamnelor, multe dintre credincioase m-au întrebat, părinte, de ce se repetă istoria? Și am întrebat, adică ce vreți să spuneți? Păi mama a trăit nefericită lângă tata, Dumnezeu să-l ierte, pentru că nu mai trăia, sau a bătut-o, a jignit-o, era un bețiv tata. Iar astăzi eu am trăit aceeași viață ca mama, adică am fost mințită, jignită, poate uneori agresată, ca să nu zic lovită. Și aceeași viață pe care mama a trăit-o de stres și suferință, am ajuns să o trăiesc și eu astăzi. De aceea a trebuit să divorțez și să merg mai departe cum îmi va ajuta Dumnezeu. Aceste lucruri, iată, sunt similitudini, se întâmplă. Și atunci când se întâmplă, ne întrebăm de ce sau cum este posibil. De ce? Pentru că fie o străbunică din partea mamei, fie un străbunic a fost blestemat ca tot ceea ce se vor naște sau tot ceea ce se va naște din
acest neam să nu se poată bucura de viață, să nu poată să aibă parte de bucurie, de noroc, de spor. Și credeți-mă, sunt oameni care au foarte mulți bani astăzi și mâine nu mai au nimic. Au plecat banii, așa, știți cum curge nisipul printre degete. Neînțelegând acest fenomen, mulți vor spune, e o chestie care se întâmplă normal. Nu este normal. Și tot ceea ce vă spun, credeți-mă, și mesajul pe care eu vi-l transmit, să știți că nu este întâmplător, pentru că acest, să zic, disconfort de a pierde bani, acest disconfort de a nu te putea aduna, îl moșteniți sau îl purtați așa precum ai purta o boală de care nu știi și o descoperi acum, pentru că iată, te-a atenționat cineva, te-a atenționat un preot sau ți-a spus despre ea și tu ai identificat-o, măi, câtă dreptate are omul ăsta, chiar așa se întâmplă. Dacă veți considera că așa trebuie să se întâmple, mai așteptați încă puțin și veți vedea la un moment dat, când veți trage linie, cât ați pierdut și pe lângă banii care i-ați pierdut, ați început să încărunțiți, ați început să vă transformați și viața voastră să se transforme, adică să deveniți tineri bătrâni, pentru că preocupările, grijile, nevoile sunt atât de mari încât ajung să vă îmbătrânească. De ce? Pentru că să nu uităm că noi avem celule vii. Aceste mâini, această față, are celule vii care au memorie. Și omul când pierde bani, omul când își pierde sănătatea, omul când este trist, ce face? Plânge și se tânguiește și vorbește despre ceea ce i s-a întâmplat la toată lumea. Cu mici excepții. Dar de regulă, atunci când ne merge rău, atunci când avem anumite probleme, folosim foarte des cuvântul sunt blocat financiar. Parcă sunt legat de mâini și de picioare. Nu mai știu ce să fac. Ce să fac și cum să fac să-mi rezolv problema. Iubiții mei, acest cum să fac și ce să fac înseamnă că tu, la rândul tău, accepți că ai o problemă și îți hrănești cu o travă celulele care, recepționând mesajul pe care îl transmiți, îl vor transforma într-o realitate. Spunând zilnic sunt blocat, vei deveni și mai blocat. Spunând zilnic am o problemă, vei avea și mai multe probleme. Pentru că, vedeți, avem acest obicei de a spune, domnule, când apare o problemă, parcă au venit toate una peste alta. De ce? Pentru că orice problemă netratată, spiritual mă refer, la timp atrage alta, exact ca și în medicină. Netratând o boală la timp, va atrage o altă boală și vei ajunge din om sănătos bolnav sau, la fel cu sufletul, din om care erai vesel să ajungi trist. De aceea, cu mare drag, mulți dintre dumneavoastră mă caută. Mâine voi fi la bisericuță, adică duminică, că duminică va fi și reluare în emisiune, dimineață la ora 8. Voi fi la biserică la orele 2, între orele 12 și orele 14 și vă voi aștepta, să zic, 14:30. Pe cei care doriți și sunteți aproape de București, să veniți să stăm de vorbă și, dacă v-ați regăsit în ceea ce v-am spus, să știți că există soluții pentru orice necaz pe care îl avem. Important este să aveți încredere în voi, dar înainte de acest lucru, să aveți încredere în puterea lui Dumnezeu. Există familii în care tinerii nu se căsătoresc și părinții sunt foarte triști. Îmi vin și spun, părinte, ce s-a întâmplat? Să știți că în acel sau în acea situație, blestemul este moștenit de la bunică. De ce? Pentru că fie a fost o femeie frumoasă și probabil știți că atunci când ești o femeie frumoasă, mai ales în vremurile acelea, stârnea invidia și dușmânia sau cunoaștem, de altfel, mentalitatea multor bărbați care atunci când văd frumusețe li se întunecă mintea și o iau razna.
fie la rândul ei străbunica sau bunica a avut anumite probleme, pentru că atunci vrăjile erau făcute pe față, nu ca acum. Știți, mă duc la o vrăjitoare, plătesc, dacă iau o moșmandă și am făcut acea persoană din om neom. Însă să știți că vrăjile despre care eu vă vorbesc nu îl pot atinge pe omul care este protejat. Noi ne punem de multe ori o cruciuliță la gât și zicem gata, suntem protejați, nu ne mai atinge nimic, totul este perfect, avem o cruciuliță, mergem înainte. Dragii mei, nu fiți naivi. Știți cât de ușor vă poate ataca diavolul? Nici nu vă puteți imagina. Pur și simplu, fie te atacă cu o boală care ți-a terminat totul, pentru că ți-aduce deznădejdea, ți-aduce frica, iar frica este cel mai mare dușman al nostru, pentru că blochează întregul sistem imunitar și un om care se teme, un om care se panichează, riscă să piardă totul, inclusiv să-și piardă viața. Apoi, ajungem la momentul în care ne întrebăm, dom'le, de ce tocmai mie mi se întâmplă aceste lucruri? De ce eu sunt beneficiarul la toate ghinioanele acestea ale vieții? De ce? Pentru că nu ești un om pregătit, nu ești un om spovedit, nu ești un om împărtășit, nu ești un om care să fie într-o anumită rânduială cu tine în primul rând, dar în același timp, și fiți atenți la ceea ce vă spun, cu universul. De aceea oamenii nu înțeleg, dom'le, ce are preotul ăsta de zilnic, de câte ori apare la televizor, ne spune de Sfântul Pangratie, ne tot spune luați-l pe Sfântul Pangratie, duceți-l acasă, protejați-vă. Și ca să vă amintesc la cei care poate nu m-ați urmărit până astăzi, v-am dat și soluția. Momentul în care îl duceți pe Sfânt acasă, icoana aceasta pe care o vedeți aici în platou, icoana Sfântului Pangratie, acolo unde ajunge curăță locul de energie. Ce credeți? Sunt mulți oameni care cumpără chile de sare, își pun sare cu apă, au tot felul de mesaje pe YouTube de la tot felul de terapeuți care au apărut peste noapte, se spală cu sare ca să-și curețe energia. Iubiții mei, eu vorbesc de curățirea, să nu mai vorbesc de cuvântul karma, curățirea energiei negre a neamului. Pentru că ea se curăță fie printr-o icoană veche pe care o puneți în casa voastră și vă rugați acelui sfânt sau sfinte și vă luați ca protectoare, ca bătrâna casei, și prin puterea divină, prin puterea lui Dumnezeu, ea devine un câmp de lumină din care noi ne încărcăm și o dăm mai departe. Fie Sfântul Pangratie, și v-am spus de mai multe ori că nu vi-l recomand degeaba, dar oamenii nu înțeleg, ci vi-l recomand ca să vă fie aducător de bucurie și aducător de pace în casele dumneavoastră. Pentru că în mesajul pe care îl transmite Sfântul către dumneavoastră este acela, și îl găsiți în cărticica din dreapta icoanei, cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și dragostea vor lua locul întristării. Ori îți poți dori ceva mai mult? Atunci când ești bucuros, înseamnă că ești sănătos. Atunci când ai bunăstare, ești un om care poți să realizezi planurile pe care ți le-ai propus. Și atunci când Sfântul te ajută, mai ales că a fost izgonitor de demoni, acolo unde sfințenia este prezentă, Duhul cel rău nu mai poate sta, pleacă. Multe familii au ajuns, deși era un prag de divorț, să se împace. Multe familii care au copii plecați, poate neascultători, cerând ajutorul lui Dumnezeu și mijlocirea Sfântului, au reușit să-și găsească liniștea sufletului. De aceea, iubiții mei, când ascultați un astfel de mesaj, nu vă gândiți că asta este greșeala noastră. Noi ne gândim la materie. Cât costă? Dacă întreb cât costă, mai bine lasă. Nu te deranja. Pentru că nu costă valoarea lui atât de mult cât este de fapt bucuria pe care o poți primi și care n-are preț. Și aici noi nu vorbim de valori pe care să nu ți le poți permite ca om. Vorbim doar de
schimbul, și să țineți minte ce vă spun, de energie pe care îl faci în momentul în care ai plătit un acatist, ai plătit o icoană, ai plătit, iată, darul bucuriei să ți-l aduci în casa ta, și aceste plăți pe care dumneavoastră le faceți pentru suflet se transformă în aur spiritual. Acest aur va fi pus la balanța judecății în contra păcatelor. Știți că există o balanță în care în fața judecătorului se vor pune faptele rele și faptele bune. Iar acest aur spiritual pe care noi hotărâm să-l luăm pentru casa noastră, pentru sufletul nostru, pentru binele nostru, va cântări mult și cântărește și acum, pentru că minuni se întâmplă în fiecare zi, s-au întâmplat minuni pe care cred că dacă vi le-aș povesti ar trebui să stau 3 zile la televizor, dar sunt oameni care s-au întors să mulțumească Sfântului pentru că avem moaștele Sfântului la Bisericuța Sfânta Maria, s-au întors cu daruri de mulțumire pentru că li s-a schimbat viața și și-au obținut liniștea. Tocmai ce am cunoscut o familie care după 7 ani și câteva zile au reușit să se elibereze de un duh rău care le stăpânea casa, care îi ținea tot timpul într-un conflict permanent și care până la urmă a reușit să dezbine familia, dar cu ajutorul rugăciunilor și puterea lui Dumnezeu să se reunească. Și bucuria reîntâlnirii, bucuria împăcării a fost foarte mare și pentru mine ca duhovnic, dar și pentru acei oameni care nu mai credeau că se poate întâmpla o asemenea minune, ca un om care a plecat de lângă soție și copii, după o anumită perioadă să se întoarcă, să se căiască, să plângă și să-și ceară iertare și să jure înaintea lui Dumnezeu că până la moarte nu va mai repeta aceeași greșeală. De unde apar grijile? De unde apar problemele pe care le avem? Nu știu dacă v-ați făcut oare un test al evoluției sau involuției pe care o aveți. De aceea eu sunt dator ca duhovnic, ca medic de suflete, să vă atrag atenția, să vă analizați puțin viața, așa cum un medic îți spune, fă-ți analize, verifică-te și vezi ce boli ai, ce probleme ai, pentru că s-ar putea într-o zi să te dărâme. Același lucru vi-l spun și eu, dacă cumva v-ați regăsit sau vă regăsiți în ceea ce v-am spus, aveți probleme în casă, insomnii, dureri, ceartă cu copiii, cu părinții, cu soțul, cu soția, dacă simțiți că unul dintre membrii familiei voastre este tulburat, este plecat, este vrăjit sau blestemat, vă rog să mergeți la duhovnicii dumneavoastră, la preoții care aveți, pentru că sunt preoți minunați în parohii, încercați să îi rugați să vă spovedească și să vă împărtășească și să vă facă în casa unde locuiți molitvele, să vă citească molitvele Sfântului Vasile și să vă faceți sfeștanie. Cei care nu reușiți și aveți drum pe la București, vă aștept cu mare drag să stăm de vorbă. Voi sta de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră și după putința modestă, umilă, sunt un simplu om, să vă învăț lucruri pe care poate nu le pot spune acum la televizor sau nu le puteți înțelege în timpul scurt pe care îl avem. Dar, repet, pentru cei care veți dori, duminica de la 12 la 2 jumate sunt la bisericuță și sâmbăta, mă întreba lumea de ce sâmbăta, pentru ca duminica să-i pot lăsa pe credincioși să meargă în bisericile, în parohiile lor și să nu cumva să se supere duhovnicii sau părinții parohi că le iau credincioșii și vin la Bisericuța Sfânta Maria din lemn, din voluntari. Dar, ce trebuie să știți, iubiții mei, este mesajul pe care eu vi-l transmit.
și este un mesaj de suflet pentru suflete. Și dacă vă recomand cu dragoste să vă rugați sfinților și mai ales că în această carte, în acatistele pe care le vedeți în pachetul Darul Bucuriei, veți găsi acatistul, de exemplu, pentru ce este bine să citim acatistul Sfântului Nicolae. Acatistul Sfântului Nicolae este acatistul care este recomandat celor care vor să se căsătorească și să-și găsească liniștea în familie, adică să se împace sau să-și aducă iubirea în viața lor. Ce acatiste ar trebui să citească, de exemplu, un tânăr care, sau o tânără care își dorește copil? Acatistul Sfântului Stelian și, bineînțeles, a Sfântului Pangratie. V-am spus minunea care s-a întâmplat la noi la biserică. Au venit doi tineri plângând, au făcut tratamente în Turcia, au făcut fertilizări și nu au reușit să aducă pe lume un dar pe care, sigur, orice părinte și-l dorește, pentru că un copil care vine din iubire este un dar pentru familie. Și le-am spus așa: rugați-vă Sfântului Pangratie și promiteți-i Sfântului că dacă veți aduce pe lume un băiețel, să-i puneți numele Pangratie, deși este un nume foarte rar, un nume care de regulă îl poartă monahii, călugării, dar dacă faceți promisiunea aceasta înaintea lui Dumnezeu, veți vedea că Sfântul răspunde cererilor, așa cum a răspuns mai multor familii, mai multor cupluri care au cerut ajutorul. Și credeți-mă, la 2 luni jumate, 3 luni, sau nu mai țin minte exact, s-au întors tinerii să mulțumească râzând și licărindu-le în ochi fericirea că totul este bine, Doamna a rămas însărcinată și că simt cu adevărat că Sfântul i-a ajutat și au promis că la momentul în care vor aduce pe lume acel băiețel, îi vor pune unul din nume Pangratie. Pangratie înseamnă izbăvitor, înseamnă alungător al răului, dar prin prezența icoanei în casa dumneavoastră vă aduceți de altfel și prezența sfințeniei. Să știți că noi avem mai mulți sfinți și avem poate 10 de sfinți pe care îi cunoașteți. Iată, avem la București binecuvântarea dată de Dumnezeu să-l avem pe Sfântul Dimitrie, ocrotitorul Bucureștiului. Avem pe Sfântul Gheorghe, este recunoscut ca fiind protector al militarilor. Sfântul Mina, descoperitor a celor care sunt păgubiți. Avem Sfântul Nectarie, sfinții care s-au dovedit de-a lungul timpului să fie tămăduitori de boli. Însă, nefiind cunoscut Sfântul despre care v-am vorbit, și să mă iertați cei care poate m-ați auzit vorbind despre Sfântul Pangratie și că poate repet, Sfântul Pangratie este grabnic ajutător și este aducător de liniște. Ori, iubiții mei, eu încerc să definesc liniștea ca fiind, de fapt, egalul fericirii, pentru că un om care este liniștit, care are pace în casă și este iubit, se poate numi om fericit, se poate numi omul care, prin comunicarea, privirea, iubirea care oferă soțului sau soției, pot trăi în raiul binecuvântării, în care Dumnezeu va rândui la momentul potrivit să le dea și să le împlinească de fapt dorințele și să le dea de fapt ceea ce au ei nevoie. Cu siguranță mulți cerem de la Dumnezeu sănătate. Cu siguranță mulți dintre noi cerem la Dumnezeu, atunci când ne rugăm, să ne trimită binecuvântare, să avem bani, să ne putem cumpăra o casă, o mașină. Dar aș vrea să vă învăț un mare secret și să-l țineți minte și să-l spuneți mai departe celor care astăzi m-ați urmărit și mă urmăriți la televizor și mă veți vedea în reluare dimineață de la 8 la 9 pentru cei care poate ați deschis mai târziu televizorul. Că atunci când
te adresezi lui Dumnezeu cu o rugăciune sau când scrii lui Dumnezeu pe un bilet, un acatist, și vă rog să țineți minte acest lucru. Începe rugăciunea ta înainte de a cere lui Dumnezeu că te rogi pentru sănătate, spor, căsătorie. Începe rugăciunea ta prin a-i mulțumi. Pentru că în momentul în care îi mulțumești lui Dumnezeu, se naște de fapt acel câmp de energie numit recunoștință. Și să știți că recunoștința, din păcate pentru noi, oameni, este floare rară. Ai ajutat atâția oameni, îi ajuți, și când se pune problema ca la rândul lui el să te ajute, îți dă cu minus. Se scuză că nu poate, n-are timp, deci nu mai este recunoscător. De aceea, a fi recunoscător lui Dumnezeu înseamnă a-ți arăta bucuria, a-ți pleca ochii și capul, să zic, în fața lui și a-i spune: Doamne, îți mulțumesc pentru toate câte mi-ai dat, pentru toate cele bune și pentru toate cele mai puțin bune, pentru că cele mai puțin bune care mi-au adus suferință m-au unit cu tine, Doamne. De ce? Pentru că se spune că necazul de multe ori îl unește pe om cu Dumnezeu. Și vă spun, cei care veniți la biserică și veniți mulți, ce vă aduce? Necazul și supărarea. Pentru că dacă era totul bine și erați perfecți, erați pe un iaht, vă distrați și nu știu dacă v-ați mai fi amintit de existența lui Dumnezeu în acele momente. De aceea aveți mare grijă, voi fetelor sau voi băieților, cu cine plecați la drum, la drumul vieții. Pentru că dacă vei sta în viața ta, și nu vreau să se supere nimeni, eu n-am dreptul să judec, dar dacă lângă tine va fi un om care este insensibil, și de regulă mulți tineri și din păcate băieți sunt atât de nu pot să folosesc un cuvânt, că era cât pe ce să zic, așa, șmecheri, încerc să găsesc un sinonim, încât ei cred că n-au nevoie de Dumnezeu, și dacă vine prietena lor la biserică sau acei bărbați care nici nu vor să audă de Dumnezeu și vine soția la biserică, o ceartă sau o cred, iertați-mi cuvântul, proastă, că a ajuns să vină la biserică să se roage. Știți ce nu înțeleg acești oameni? Că dacă o clipă nu vorbesc sau o secundă n-ar fi Dumnezeu, întreaga lume ar trăi în iadul groazei și al suferinței. Ce înseamnă de fapt răul? Înseamnă lipsa prezenței lui Dumnezeu. Și atunci un om care nu-L are pe Dumnezeu în el, cum se poate numi? Un om rău. Și aveți grijă, dragilor sau dragilor, care aveți astfel de personaje, pentru că acestea se traduc sau sunt de fapt traduse în cuvintele științei ca fiind vampiri energetici. Aceștia nu numai că vă iau energia, dar se hrănesc cu ea, și să știți că sunt oameni care se bucură atunci când fac rău. Sunt oameni care sunt fericiți atunci când au reușit să distrugă cariera unui om, să distrugă viața, atunci când au reușit să-l umilească sau să-l jignească. Și din păcate am întâlnit acest gen de oameni și în lumea noastră a preoților, unde ar trebui să fie doar iubire, să fie doar dragoste și să nu existe ură și dorință de dezbinare. Dar acei oameni nu mai sunt slujitori ai lui Dumnezeu, chiar dacă poartă rochia lungă și neagră, ci sunt slujitori ai diavolului și a întunericului. Pentru că Dumnezeu, să nu uitați și să nu uite nimeni, este iubire. Iar atunci când iubești un om, indiferent că ți este străin, indiferent că l-ai cunoscut astăzi, îl iubești sufletește, ți-e drag de el, cum îți vorbește, cum te lămurește, acolo unde este iubire nu poate fi ură. Și atunci când îl prețuiești pe un om, ca să nu folosesc acest cuvânt mare, iubire,
Atunci când îl prețuiești pe un om și îl respecti, nu poți să-i faci rău. Ori, revenind la momentul de care vă vorbeam, recunoștință, atunci când scrieți un acatist, să-i mulțumiți, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate câte mi-a dat. Și apoi îi cereți, Doamne, eu, numele, îi cereți ajutorul. Vă rog în schimb, pentru că cercetez, iată, și știința sacră. Poate mulți m-au acuzat dintre frații că m-am ocupat și de partea ezoterică. Nu, eu am citit și m-am informat, pentru că pentru a putea combate anumite magii, anumite farmece, anumite blesteme, trebuie să citești un pic și modul în care poți să înveți sau să-i combați pe cei care fac rău sau se folosesc de magie albă sau neagră. Acolo, în această zonă, am învățat și mi-am amintit de câteva secrete pe care, sigur, le-am cules de-a lungul timpului și mi-au fost împărtășite de marele duhovnic, pe care îl pomenesc și îl voi pomeni de fiecare dată, pe Părintele Ioan de la Recea. Vreau să știți, iubiții mei, că în acatistele pe care le scrieți, aveți tendința de a scrie două prenume. Sunteți mulți cu două prenume, Georgeta Ștefania, Gheorghiță Maria. Nu treceți două prenume pentru că acea persoană nu are două vieți și fiecare nume se identifică cu persoana ta, se identifică cu tine ca om și câtă vreme voi treceți ambele nume pe acatist. De fapt, pomenim două persoane în loc de una și atunci îl rog pe Dumnezeu să o ajute ori pe Georgeta, ori pe Marinela. Care din cele două pe care voi le-ați scris pe acatist sau Ioan Gheorghe vreți să fie pomenit? De aceea eu vă îndemn ca duhovnic, atunci când scrieți un acatist, scrieți-vă doar prenumele pe care îl folosiți sau cu care sunteți strigați de prieteni, de rude, sau dacă doriți să vă schimbați viața. Și până mai ieri am suferit și am fost, toată lumea m-a strigat Gheorghe. De astăzi o să-mi zic Carmen, că mă cheamă și Carmen, pentru că sensul vieții mele doresc să se schimbe, viața mea doresc să se schimbe și de azi înainte vreau să trăiesc în fericire și în bucurie. De aceea, repet și vă reformulez invitația de a mă vizita și de a veni la dezlegările din data de 21 noiembrie, când este și a doilea hram al Bisericuței, unde ne rugăm doar, nu facem altceva. Vă invit la rugăciune, nu la bar, nici la discotecă. Și cu dragoste și bucurie vă îndemn pentru cei care veți dori să aveți această trusă de suflet, pachetul Darul Bucuriei, unde aveți dezlegările, unde aveți iconița Sfântului, unde aveți o brățară ce o puneți pe mână, o cruciuliță și acest un de lemn sfințit care poartă în el energia multor binecuvântări și rugăciuni și care vă poate fi de un real folos, mai ales la cei care aveți insomnii, vă deocheați sau aveți anumite stări de frică. Și bineînțeles și icoana sau cărțile, iar cei care luați toate acestea pentru suflet, să le dați mai departe, ca dar, dar din dar, veți primi în dar Psaltirea Maicii Domnului, pe care eu vă recomand să o citiți la vreme de ispită. Ne vom ruga împreună acum, mulțumindu-vă că ați avut răbdare să mă ascultați și repet, cei care doriți, puteți să mă vizitați duminică de la 12:00 la 14:30 sau sâmbătă de la ora 10 pe Aleea Frezilor 10. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să fiți binecuvântați, păziți de Dumnezeu, să aveți bucurie și să ne revedem cu bine sâmbăta viitoare de la orele 20. Doamne ajută!